e instrumentul meu preferat din folclorul românesc și mă bucur tare mult că în drumul vieții mele l-am întâlnit, așa cum și Olguța l-a întâlnit în drumul vieții ei, pe un virtuos al Taragotului. Omul care spune povestea Taragotului. Vine din Banat, dar știu că l-ați adoptat aici, în Oltenia, Remus Novac, împreună cu povestea Taragotului său. Și povestea asta o să vă ducă peste tot prin România în această seară, prin Brâu de Banat, prin Doină, prin Joc de Doi, prin celebra melodie de la Tezaur Folcloric, cine mai ține minte, și printr-o potită, doamnelor și domnilor, povestea Taragotului cu Remus Novac. Mulțumim mult de tot, Remus Novac, pentru povestea Taragotului, care a început în Banat și ați văzut că s-a terminat în Maramureș cu o tropotită. Practic, Remus Novac, cu un singur instrument, dar un instrument magic, fermecat, a unit folclorul din România.